Domnule primar, nu de mult v-ați întors dintr-o vizită efectuată în Danemarca. Nu e prima vizită în Danemarca, dar bănuiesc că e prima vizită în Danemarca în calitate de conducător al unei administrații locale. Da. Ați fost primit altfel acum fiind primar decât ați fost primit altă dată în Danemarca? Pot să spun că primirea care am avut-o în această vizită m-a impresionat, pentru că părerea mea sinceră că am fost primit mult mai bine, că am fost primit în calitate de primar al comunei Sândulești, și pentru danez contează foarte mult și funcția pe care o ai. Deci, până la urmă, tot e mai bine să fii primar decât director de școală, cel puțin în ceea ce privește vizitele în Danemarca. Da, da, cu mult mai bine. Dumneavoastră spuneați încă de pe vremea în care erați director la școala Simeon Balint că faptul de a fi primar ar putea ajuta comunitatea prin relațiile pe care deja le aveți stabilite cu cei din Danemarca. În ce măsură lucrurile au rămas aceleași? Adică acele promisiuni, să zicem, s-ar fi adeverit? Deci, părerea mea sinceră că acele promisiuni sunt pe o cale ascendentă. De ce? Pentru că am fost primit de mai mulți oameni cu funcții importante în comuna Schive. Funcții importante la nivel de administrație locală. Da, categoric. Ați putea să amintiți pe câțiva din cei cu care ați avut întâlniri? Da. De exemplu, luni am fost primit în jurul orei 11 de domnul Carl, care este coordonatorul energetic al comunei Schive. Împreună cu domnul Carl și cu domnul Ivan am discutat o posibilă colaborare în privința construirii unei stații de biogaz la ferma care există pe teritoriul comunei Copăceni. Și cam ce ar însemna această construcție sau această investiție nouă? O reducere a costurilor? Sau... Această investiție nouă ar însemna reducerea poluării mediului, care lor actual are loc în comuna Copăceni, deoarece, din păcate, de la ferma care există pe teritoriul comunei Copăceni este un miros urât, mirositor, pe care îl suport oamenii, și oamenii m-au atenționat împotriva acestui miros. Ce șanse sunt ca această investiție să se realizeze sau ce s-a discutat în sensul ăsta? Deci s-a discutat ca să existe o colaborare între primăria comunei Sândulești și primăria orașului Schive. Se vor informa domnii de la primăria din Schive și dacă există o posibilitate ne vor consulta și vom face un proiect bilateral pentru a se pune în practică această stație de biogaz. Și care ar mai fi fost întâlnirile importante pe care le-ați mai avut? Întâlnirile importante au fost cu domnul primar Carl, cu domnul primar al comunei Schive, de asemenea Fleming și Eschi Densen, dânsul a fost tot profesor, director de școală și de aproximativ 7 ani conduce comuna Schive. Practic, candidatura mea la primărie a venit în urma unor discuții pe care le-am avut cu domnul primar. Și cum a primit vestea că sunteți primar și sunteți prezent în Schive în calitate de primar? Păi a primit-o foarte bine, pentru că invitația a venit din partea dânsului, din partea primarului din comuna Schive. Deci a fost o invitație oficială. Dacă nu o primea bine, eu mă gândesc că nu mă invita. Cu dânsul ce ați discutat? S-a făcut comparație între ce înseamnă administrație locală în România și ce înseamnă în Danemarca? Nu s-a făcut comparație de genul ăsta? Nu. Nu este termen de comparație ce înseamnă o administrație publică într-o comună din Danemarca și într-o comună din România. Eu vă spun sincer că am rămas plăcut impresionat, fiind a 3 ore în comuna Schive, de modul cum se pune problema pe administrație publică.
În Danemarca. Nu știu, cam care ar fi primele trei diferențe care le-ați putea numi între cele două tipuri de administrație? Da. Primele diferențe le-aș numi sediul primăriei, care există în comuna Schive, unde de vreo 3 ani de zile s-a construit o primărie nouă, cu toate dotările necesare. De asemenea, sunt servicii pe domenii de activitate. De exemplu, eu am stat acum de vorbă, că asta m-a interesat, am stat de vorbă cu șeful domeniului energetic și domeniului mediului. Ei, de exemplu, în altă ordine de idei, au om în cadrul primăriei care se ocupă de proiectele europene. Deci specialist. Am înțeles și la... Să-mi doresc să înțeleg că nu există. Sau... Nu. Nu știu, ar avea vreun rost să aveți un om care se ocupă de proiecte europene la primărie? Normal că ar avea un rost, pentru că atragerea, dezvoltarea unei comunități se poate face prin parteneriate și atragere de fonduri europene. Cu primarul din Schive, dacă tot ați avut o întâlnire, ați programat și o vizită dânsului la Sândulești? Da. Și dacă da, când și cam în ce termeni, în ce condiții? Domnul primar mi-a spus în felul următor: domnule primar, deci momentan programul meu este extrem de încărcat, dar dacă îmi va permite, în a doua perioadă, în al doilea trimestru anului 2013, m-aș bucura să pot veni într-o vizită oficială în comuna pe dumneavoastră. V-ați gândit eventual de pe acum sau încă nu care ar fi principalele linii ale discuțiilor pe care le-ați avea sau ce doriți să arătați în comună sau despre ce credeți că o să discutați la o viitoare vizită? De exemplu, cu domnul primar aș vrea să discut posibilitățile de investire a oamenilor danezi în comuna Sândulești. Pe stație de biogaz, pe agricultură, pe turism rural și pe produse executate manufacturier, cum sunt oameni în comună care execută anumite produse unicate și aceste produse să fie văzute de dânsul și să se facă publicitate în Danemarca pentru a fi cumpărate de cetățenii danezi. Și aspectele astea pe care le-ați prezentat acum, nu le-ați amintit și acolo la întâlnire? Ba da, exact pe astea s-a pus accentul pentru a veni turiști din țările nordice în comuna noastră, să facem o colaborare pe bază de turism rural. Foarte mult am insistat pe asta, am insistat iară pe agricultură. Deci sunt anumite lucruri pe care s-a insistat în această deplasare în Danemarca. Există o anumită credință sau concepție potrivit căreia Europa Occidentală, să o numim așa, oricum țările din vest, dar poate și de peste ocean și din alte zone, sunt cumva atrase de, să numim așa, timpul care a stat în loc în zona noastră. Asta înseamnă inclusiv ceea ce pot să vadă la nivel de mers pe stradă într-o comună, pe de o parte, și pe de altă parte aspectul ăsta meșteșugăresc de care ați amintit dumneavoastră. Cum a fost primit faptul că în comuna Sândulești încă există meșteșugari, manufacturieri care ar putea vinde produse în țări precum Danemarca? În ce măsură ați văzut care există deschidere ca o astfel de colaborare să se realizeze până la urmă? Deschiderea am văzut-o prin faptul că am fost tot la o persoană în insula Fur care face exact lucruri de unicate. Persoana respectivă, în urma discuțiilor avute, am invitat-o să vie în comuna Sândulești. La început a spus că nu vine, că e frică de avion. După aceea, după două zile a dat telefon domnului Ivan și a spus: spune la domnul primar că sunt interesată să vină în România și vreau să mergem în România. Acela lucru l-a spus președintele Asociației Crescătorilor de Animale și
și au rămas ca ulterior să stabilim datele la care va avea loc această vizită. În domeniul din care ați plecat, să zic așa, respectiv în domeniul învățământului, am înțeles că ați avut o vizită și la școală, în cadrul deplasării. Nu o să vă întreb dacă ați trăit așa o nostalgie, pentru că nu v-ați despărțit foarte mult de domeniul învățământului. Dar în ce măsură colaborarea între cele două școli, să zicem, deocamdată Simeon Balint și școala din Schive, rămâne în continuare o colaborare și dacă v-ați gândit să se colaboreze și cu școala din Sândulești? Bineînțeles că m-am gândit și la o colaborare între școlile din Copăceni-Sândulești și școala din Schive. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu doamna director de la școala Frișcolen, a fost de acord să se facă un proiect multilateral. Deci, multilateral însemnând că în acest proiect să fie incluse și alte școli. O rămas ca să discute, iar a doua zi domnul Ivan a luat legătura cu directorul unei școli din Suedia, care a fost încântat de această propunere de a face un proiect multilateral între școli din comuna, școlile din comuna Sândulești, din Schive și din Suedia, rămânând ca oamenii competenți să lucreze la un proiect multilateral, un proiect Comenius multilateral și relațiile bune existente între școala din Copăceni-Sândulești și Schive să meargă în continuare. Dar nu numai între școli, eu am pus problema ca relațiile să fie și între părinții elevilor din școlile respective. Să înțeleg că s-ar putea avea în vedere o deplasare a elevilor împreună cu părinții, de la ei la noastră și de la noastră la ei? Nu. Momentan se pune problema deplasării elevilor din Sândulești, Copăceni în Danemarca și Suedia și a elevilor din Danemarca și Suedia în Copăceni. Și vor fi găzduiți la familie? Nu. Nu, proiectul se va face pe bani europeni și vor fi bani alocați pentru deplasare, cazare și diurnă. Înțeles că ziceam că ar fi mai strânsă legătura sau o legătură mai directă dacă ar fi copiii găzduiți la familiile colegilor lor din celelalte țări și atunci s-ar putea strânge puțin relațiile. Da, dar pentru așa ceva danezii și suedezii își permit să vină în România, dar nu știu dacă părinții elevilor din România își permit să facă pe banii lor o deplasare în Danemarca sau Suedia. Când ne apropiem așa de final, foarte pe scurt, o să vă întreb ceea ce probabil v-ar întreba cetățean din comună unde sunteți primar. Domnul primar, vin bani de la danezi în comună sau nu vin? Deci, momentan nu vine nimica pentru că stau în expectativă. Deci stau în expectativă că zis că nu vreau să zic mai multe decât puncte. Situația care o văd ei la televizor în Danemarca nu face o publicitate bună deci, României. Ca să nu rămânem așa într-o zonă de suspensie, de suspans, faptul că ei înțeleg că ar fi un fel de instabilitate la noi în țară. Da. Deci, cu alte cuvinte, lucrurile s-ar putea rearanja probabil după niște alegeri și după ce s-ar limpezi apele. Da, după alegerile parlamentare, mă gândesc eu că lucrurile se vor lămuri, nu va mai fi această instabilitate politică, și atunci au zis că vom discuta de pe alte principii. Chiar ultima întrebare. Dacă ar fi să numiți un lucru cel mai important care îl puteți identifica ca rezultat al vizitei noastre de acum, vizitei primarului Augustin Duca în Danemarca, care ar fi lucrul ăla? Lucrul acela ar fi următorul. Am rămas cu promisiunea că în cursul lunii octombrie vor veni doi posibili investitori în comuna noastră. Asta e cel mai îmbucurător lucru că am reușit să conving niște posibili investitori să vadă ce se întâmplă în comuna noastră.